În ziua de astăzi, urmele cosmologiei arhaice sunt tot mai puține. Încercând să-și salveze valorile, vechea civilizație europeană și-a găsit refugiu și în munții Carpați. Eu trecut tot timpul lui. De când fiica mi-o dat, casa nu s-a măturat, patul nu s-a așternut, apă rece n-am băut. Sănătoase, dragă, bine ați venit sănătoase. Bine v-am găsit. Vai de acum pe care din toate se le gătesc. Pe care să fac mireasă? Dar mai gătit eu. Este, eu le-am făcut. Aici eu le-am făcut. N-am gătit pe 22 de mireasă. Când ați gătit ultima dată o mireasă? Mireasă? Am gătit, dar fetița e la școală, nu știu, clasa 4. A pe acum? Ce să mai zic, acum să gătești cu volta. Da, tradițional? Cu bordele, cu peuni, cu asta, cu peuni, cu moți, și aici cu șurcuri, astea două șurcuri. Și da. Două cămăși? Da, și două cămăși, una cu asta și una așa în toată. Da. Și care s-a luat prima? Asta s-a luat prima și aia altă s-a luat a doua. Dar de ce purtau câte două? Așa era. Obicei? Așa era obicei. Facem plătică? Da. Două. Facem colare? Ce? Face părul. Trebuie cusut. Ca să stea frumos. Adrian, eu zic că să rămâi așa până la concurs. Ba, nu. Așa. Mireasă, mireasă noastră, mireasă, mireasă noastră. Ține, doamnă, de mâine. Spunea seară ce-ai pățit, spunea seară ce-ai pățit. Eu greu oaspeți am avut, eu greu oaspeți am avut. Pe lunca cu busioace, pe lunca cu busioace,
mi se plimbau tot. O, Maice, mi se plimbau domaici. Una râde și alta plânge, una râde și alta plânge. Hai că râde așa, zicea, hai că râde așa, zicea. Și n-ai vă floare roșie? Păi aia, rupe de aici, din unde sunt înflorite. Pasă mi s-a măturat. Dacă se pune, nu se mai dă-n dără. Nu mai întrebe. Aici trebuie să fie. Hai că plânge așa, zicea. Hai că plânge așa, zicea. De câmpica mi-a casa nu s-a măturat. La nunul cel mare, cu grija în spinare, își făcă ochișorile în roată peste oștirea lui toată. Când ai și privire, ai și zările. O floricică mândră și frumoasă și văzând că nu rodește, locul nu-i priește și mai mult se ofilește, ne trimiseră pe noi 6 bolocani. Pornirea, venirea, pe fața pământului, pe arborii vântului, vin și chiuin și din pistoale trăzind. Și ai la curțile dumneavoastră, ne-o prindă ca floricica să o luăm și împărate să o dăm. N-avem ce căuta. Unde-i floricica? Aici nu e nicio floricică. Nu e nicio floricică. Uite, bă, bătuia asta, mă. Asta nu e floricica noastră. Asta s-o pune dumneavoastră. Bă, bătuia și eu ca ce trebuie ție. Un moș cu coșocul întors, să te tăvele pe jos, și unul cu cioare și vine să pune pe tine. Și unul cu barba ca fusul, să dea din cur ca ursul. Ascultați, oameni buni. Nouă floricica să ne dați, că de noi nu se poate. Am venit cu stârna coapă de argin, să scoatem floricica din pământ, să scoatem cu rădăcină, să o să vii la împărat în grădină. Acolo să crească, să rodească, locul să-i priască și să nu se ofilească. Floricica, unde e floricica? Floricica, dacă să ne vrem pe pretențile. Asta e floricica noastră! Asta e miluia dumneavoastră! Doctor mic, dacă ne crezi în scai calic, noi avem firna cu peșetorie de la împărăție. Cine știe carte latinească să poftească, să citească. Cine nu știe să nu vie, ca de foc să se ferească. Noi nu suntem de scai ciobani de la ui să descălicăm aici în noroi. Nici ne scai morar veți să descărigăm aici în scai. Noi suntem boieri mari, tot feciori de general, de lângă mare, unde soarele răsare. Noi o să ne aduceți aici scaune de argint să descărigăm aici pe pământ. La cai noștri se lăsă spun verde cosit în noaptea Sfântului Gheorghe, strâns în sărbători de 2 fete surori. Cai noștri să mănânce, dar de capete să nu miște, cai noștri să bea, dar din capete să nu bea. Noi am mai stau, mai rămânea, dar ne-i frică că vom muzăra. Avem de trecut stânci, lungi, vă adânci, mulți cu bani de coși, bine v-am găsit.